alătură Dan Andronic, directorul evenimentului Zilei. Bună seara, domnule Andronic! Bună seara! Am văzut, ați confirmat faptul că în anul 2010, în februarie, da, l-ați întâlnit pe generalul Florian Coldea în aeroport la Istanbul. Deci confirmați, practic, o parte din dezvăluirile lui Sebastian Ghiță. I-ați întâlnit împreună, Sebastian Ghiță și domnul Coldea erau împreună? Acum, țineți totuși cont că au trecut aproape 7 ani. În curând să fac 7 ani, pentru că între timp am găsit indicii privind biletele de avion. Vorbim de februarie 2010. Eu n-am apucat să urmăresc toată declarația lui Sebastian Ghiță pentru că eram pe drum. Eram pe jos și tot primeam telefoane și mi se dădeau frânturi. Deci nu știu ce a zis Sebastian Ghiță în privința perioadei, dar din urmele pe care le-am mai găsit eu, vorbim de februarie 2010, jumătatea lunii februarie 2010. Într-adevăr, m-am întâlnit cu generalul Florian Coldea pe aeroportul din Istanbul, când mă întorceam, făcusem o vacanță la Istanbul împreună cu niște prieteni. Eram cu soția, era, din câte mi-aduc aminte, singur. Pe vremea aia, oricum, nu îl cunoșteam pe Sebastian Ghiță, deci nu cred că am vorbit. Pentru că, efectiv, nu-l cunoșteam și parcă mi-aduc aminte că Florian Coldea era singur. Sau, cel puțin, cât a vorbit cu mine, a fost singur. Mai știi și altceva? Bun. Sebastian Ghiță spune că ați urcat în același avion, nu? Așa este. Ați urcat în același avion și așa că e. Florian Coldea avea locuri la business class, dar s-a dus la economic. De frica dumneavoastră, la momentul respectiv... Eu aveam bilete la business, am stat la business, nu știu dacă el a avut... Dar nu a stat. A stat la economic, la business n-a stat. Nu a stat la business, a stat la economic. Acum, reluând toată povestea și reamintindu-mi cei care erau cu mine, s-ar fi putut să-l cunoască pe Sebastian Ghiță mai bine, pentru că știam eu la acel moment că, repet, cred că nu-l văzusem niciodată în februarie 2010. Și în sfârșit nu vreau să dau mai multe detalii, pentru că dacă vorbim de o anchetă a parchetului sau de o anchetă internă a SRI-ului, lucrurile astea pot fi lămurite mai în primul rând acolo. Bun, deci confirmați, vă așteptați să fiți chemați pe la parchet, pe la... Nu știu, dacă care cineva e interesat de lucrurile astea, voi spune ceva cu și dumneavoastră, bine, cu mai multe detalii. Deci aveți mai multe detalii. Pentru că, până la urmă, lucrurile astea se verifică foarte simplu. E lista de pasageri, că nu o fi circulat cu identitate protejată. Vezi foarte clar dacă Ghiță a fost în avionul ăla, dacă Andronic a fost, dacă Coldea, dacă soțiile lor au fost. E simplu. Adică nu vorbim de Nicolae Popa adus din Indonezia. I-ați relatat vreodată fostului președinte Traian Băsescu de întâlnirea aceasta? Și ca să fiu sincer, nu mi-aduc aminte și dacă mi-aș aduce aminte, nu vă spun. Cel puțin unul nouă. Da, mulțumesc pentru intervenție, Dan Andronic. Revenim. Bun.